Fundașul central, Valerii Căgăman, adus de Universitatea Craiova de la Astra Giurgiu, a ajuns aseară în cantonamentul oltenilor din Austria și a intrat deja în programul echipei pregătite de Marinos Uzuninidis. N-am venit aici să iau locul nimănui. Am venit să mă pun la dispoziția clubului și a antrenorului, iar dacă se va apela la serviciile mele și se va decide să joc, o să o fac cu mare plăcere. Cum vezi lupta la titlu pentru sezonul viitor? Cred că va fi un campionat mult mai bun decât anul acesta, pentru că intră și echipe cu tradiție în prima ligă. Uitați-vă, și Farul cu Vitor au făcut o alianță, să zic așa, și va fi interesant de văzut. Nu pot să mă pronunț de acum, dar cred că va fi interesant. În ultima parte a carierei, fotbalistul oltean vrea să evolueze în fața craiovenilor. Walter și-ar dori și un titlu cu Universitatea după cel câștigat în 2016 cu Astra Giurgiu. Ar fi superb, pentru că dintre toate cele trei trofee pe care le-am câștigat în România, cred că cel mai de preț este titlul. Pentru că este un sentiment special și aș vrea să-l retrăiesc. Ok, și o cupă este frumoasă, dar pentru băieții care nu au câștigat campionatul din lot, din proprie experiență le spun că titlul este ceva aparte. Găman este al patrulea transfer al verii pentru formația din Bănie. După portarul David Lazar, cu care Găman a fost coechiper la Astra, mijlocașul Alexandru Mărie și venit de la Comuna Recea și fundașul francez Antoine Conte, fost la Beitar Ierusalim.